ca urmare a nemulțumirilor acumulate de zeci de ani și în urma unui referendum intern, Sindicatul Național al Salariaților din instituțiile Ministerului Muncii anunță că în data de 22 noiembrie, între orele 8 și 10, va avea loc o grevă de avertisment. Mai mult, începând cu data de 27 noiembrie acestui an, dacă revendicările nu vor fi soluționate, va fi declarată o grevă generală în toate instituțiile din subordinea Ministerului Muncii, mai transmit liderii de sindicat. Printre unitățile cu impact major asupra populației se numără casele județene de pensii, agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, inspecția muncii, agențiile județene pentru plăți și inspecție socială. O grevă generală înseamnă blocarea în prima fază a tuturor plăților către beneficiarii de pensii, șomaj, alocații pentru copii, mame, persoane cu dizabilități și altele. Angajații cer salarii echitabile egale cu cele acordate la ANAF, Sănătate și APIA, condiții de muncă optime, alocarea imediată a personalului necesar pentru a face față volumului de muncă, plata orelor suplimentare, asigurarea stabilității locurilor de muncă și o analiză detaliată pentru o dimensionare corectă, optimizarea aplicațiilor informatice, precum și adaptarea reglementărilor la realitățile actuale. Săptămâna trecută, angajații instituțiilor ce aparțin de Ministerul Muncii au declanșat proteste spontane, încetând activitatea timp de o oră pe zi.